Elevii Giurgiu Vene au șansa să contribuie semnificativ la schimbarea atitudinii împotriva corupției în țara noastră. Asta în cadrul proiectului Educație Anticorupție prin Film, lansat de Direcția Generală Anticorupție din Ministerul Afacerilor Interne, Asociația Pro-Democrația și Fundația Hans Zeidel România. Competiția presupune realizarea unor filme de scurt metraj de către cineaști amatori sau profesioniști. Proiectul a fost prezentat liceenilor de la Nicolae Cartojan alături de mai multe spoturi cu mesaje anticorupție. Corupția nu e un film, ci o realitate dureroasă. Sunt Ana Maria Brânză și te provoc să lupți împreună cu mine împotriva corupției. Este un mesaj anticorupție, da? Adresat cetățenilor. În ce sens? Să înțeleagă că în momentul în care, da, vor să comită o astfel de fapte, trebuie să gândească în primul și în primul rând la consecințele implicării într-o astfel de faptă. Și ați văzut, dacă și-ar iubi familia, s-ar gândi în primul rând la acel copilaș, da? Care, bineînțeles, că a rămas fără părinte. De ce? Pentru că, cu siguranță, acel individ poate fi, da, potrivit legii, poate să execute o pedeapsă cu închisoarea. Scurtmetrajele înscrise în competiție trebuie să conțină elemente care să contribuie la determinarea adoptării unui comportament integru de către cetățeni și funcționarii statului. Nu știm sigur cât de eficient din punct de vedere tehnic va fi, pentru că nu prea dispunem de mijloace tehnice audio-video performante, însă ne vom străbui ca mesajul nostru să ajungă acolo unde trebuie. Pelicula pe care o vor realiza liceenii de la Liceul Nicolae Cartojan va avea ca temă eliminarea corupției din sistemul de învățământ. Am o idee, aș vrea să particip la această competiție. O idee tot așa, cum a spus și domnul director, în învățământ, să facem un filmuleț despre profesorii care primesc mită la examenul de bacalaureat. Nu ar trebui să primească. Ce impact crezi că va avea filmulețul realizat de voi? Cred că va avea un impact foarte puternic, deoarece oamenii nu ar trebui să fie influențați de corupție. Lumea ține mai mult seama de bani. Cred că totul se poate cumpăra cu bani și că școala nu mai are ce să arate altceva decât că dacă dai bani, reușești. Așa că cred că este o idee foarte bună și sper să reușim să realizăm un filmuleț educativ și lumea să înțeleagă că nu totul se poate cumpăra și că aceste fapte duc la distrugerea noastră, nu la înflorire. Regizorii și producătorii amatori și profesioniști au timp până pe 30 aprilie să realizeze pelicula și să se înscrie în competiție. Filmele care se vor situa pe primele trei locuri vor fi premiate cu produse IT în valoare de 2000, 1000 și respectiv 500 de euro.